Omer, rezumatul episoadelor 22 și 23. Omer este convins că Gamze nu va fi fericită alături de Ergdal și încearcă să o convingă să nu se căsătorească cu el, dar acest lucru pune în pericol relația cu Sureia. Sureia și Figen îl urmăresc din întâmplare pe Omer până la pizzeria unde se întâlnește cu Gamze. Figen devine suspicioasă de apropierea dintre ei și se oprește cu Sureia înainte ca aceasta să-i vadă. Gamze confundă după discuția cu Omer. Îi spune lui Ergdal că a venit acolo sub presiunea familiei și că nu vrea o relație romantică cu el. Când îi spune familiei sale că nu va fi logodnă și că vor rămâne doar prieteni, izbucnește o ceartă cu mama ei, iar Gamze pleacă din casă. Omer o găsește și o convinge pe Gamze să rămână la Nisa până când va găsi o soluție. Nisa observă că Omer este prins iar între Gamze și Sureia, fiind confuz și suferind atât din cauza dragostei cât și din vina lor față de logodnica sa. Ea o sfătuiește pe Gamze să se gândească la căsătoria cu Ergdal, deoarece acest pas ar însemna ca Omer își va pierde orice șansă cu ea și va putea să-și urmeze calea cu Sureia. Sureia încearcă să-l surprindă pe Omer cu un gest romantic, dar acest lucru complică și mai mult situația dintre ei. O aduce pe Nisa acasă după externare, observând lipsuri din gospodărie. Îi dă bani lui Emine pentru cumpărături, dar Nisa evită să-i spună adevărul despre situația ei și lipsa sprijinului de la soț. Aceste episoade dezvoltă conflictul dintre Omer și Gamze, complică relațiile lor prin apariția lui Ergdal și accentuează dificultățile financiare.